Azi încep sferturile de final ale Cupei României. Care e cea mai plăcută amintire a ta din Cupa României? Când am câștigat Cupa în 90, Rapid. Rapid Craiova pe Lia Manoliu, peste 23, cu 0 gol Marinescu, penalt. Normal. Cine câștigă anul acesta? Nu prea mai sunt echipele de top. Nu știu, cu siguranță să câștigi o echipă. Ai vreo preferată? N-am absolut nicio preferință. Ce vreau să câștige Cupa România. Despre playoff ce se discută? Interesant. Interesant, super disputat. Parcă am mai și puțin din monotonie. Diferență foarte mare între ceea ce se joacă în play-off, ceea ce se joacă în play-out. Totuși, pe vremea ta erau finale. Steaua Rapid, Dinamo Craiova, Rapid Craiova. Acum, fără să jignim anumite echipe, avem finale cu Voluntari, cu Sepsi, cu Astra, a fost, care nici nu mai există. Păi da, Astra a câștigat și Cupa României, dacă nu așa. Da, dar sunt echipe care, uite, nici nu mai există. Da, înseamnă că e un exemplu elocvent de echipele mici cresc, investesc și cresc, se dezvoltă. De ce crezi că nu mai sunt interesate echipele mari de cupă? Asta nu știu. Nu pot să-ți răspund la întrebarea aceasta pentru că nu știu ce mai sunt interesate. Ți-e dor să antrenezi? Da, normal că mi-e dor. Mi-e dor să dau în schimb fotbal în românesc tot ceea ce fotbal românesc mi-a dat.